încoace. Alarma s-a dat în jurul orei 15. Administratorul unui depozit de anvelope uzate de pe Bulevardul Aurel Vlaicu a observat flăcările și mult fum venind de pe un câmp din apropiere. Însă, când a văzut că focul se extinde cu iuțime, a chemat pompierii. De la vegetație. Probabil cineva a dat intenționat foc. Fiind uscată, s-a extins foarte repede. Am încercat cu instinctoare și cu lopeți, cu ce am avut și noi la îndemână până la venirea pompierilor și acum situația este deocamdată sub control. 5 autospeciale cu apă și spumă au sosit la fața locului, iar misiunea militarilor nu a fost ușoară atât din cauza vântului, dar și a anvelopelor care ardeau cu repeziciune. În jurul orei 22, după 8 ore de luptă cu focul și fumul pe care îl tăiai cu cuțitul, pompierii au reușit să stingă focul. Militarii spun că incendiul a pornit de la o țigară aruncată la întâmplare în vegetația uscată din zonă, care s-a aprins și din cauza vântului flăcările s-au extins până la depozit. A pornit de pe câmp, știi? Da, de cealaltă mașină de pompieri stinge incendiul de vegetație și că a dat foc cineva la iarbă uscată. Incendiul s-a propagat de la vegetație uscată datorită vântului foarte puternic, s-a propagat la niște cauciucuri de deșeuri. Incendiul este localizat, deci nu sunt probleme de propagare sau de alte situații. Fumul gros a putut fi observat de la zeci de metri depărtare. Din cauza incendiului, circulația pe Bulevardul Aurel Vlaicu a fost îngreunată.